După Shop My Closet, ăsta este primul clip pe care îl filmez așa, clasic, bătrânește, stând jos, fără să mă mișc din fața camerei, doar gesticulând așa ca o isterică, cum fac în mod normal. Ăsta fiind un clip de favorite. Știți că era o perioadă, poate știți, la începuturi când filmam, în fiecare lună aveam acolo un loc rezervat pentru favoritele mele. Nu se pune problema. O vreme nu le-am mai făcut, apoi am început să le fac mai răruț așa, dar totuși le-am făcut și le-am întrebat pe fete la Shop My Closet-ul de care vă spuneam mai devreme, dacă agrează genul ăsta de clipuri, dacă vor să mai vadă, și majoritatea au fost, da, ei, favorite. Așa că, de ce nu, dacă lor le plac și îmi place și mie să le filmez, hai să vă mai povestesc una alta, că tot nu aveam foarte multe idei despre ce pot filma pentru duminică, astfel încât să fie ceva rapid, dar totuși interesant, rapid pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție să mă ocup de filmat și de editat. Știu că multe dintre voi așteptați vlogul din Roma și va veni. Credeți-mă că vine, lucrez la el, dar fiind foarte, foarte multe clipuri, pentru că am filmat pe parcursul unei săptămâni întregi, necesită mai mult timp la editare. Oh, deja am îmbătrânit, mi-a ieșit o groază de fire albe, dar cred că va fi mișto, la final vă va plăcea rezultatul. Bun, și ca de obicei, în dulcele stil clasic, am strâns lângă mine tot felul de chestii. Să știți că sunt doar lucruri de pe partea de beauty și aș mai avea un crocobaur la mână despre care vă povestesc după. În rest, n-am mare lucru să vă zic, dar după cum știți, eu sunt cobai și îmi place să testez diverse. La mine aici este un fel de laborator, nu doar de produse de make-up și de îngrijire, ci de mâncare, de nu știu, orice. Mie îmi place să testez chestii. Și am să vă zic așa, cam ce am testat în ultimele două luni, pentru că asta va fi un clip cu favorite, preferate, whatever, ce îmi place mie, de pe luna iulie și de pe august, care e și el pe terminate, dar n-am vrut să aștept să vină septembrie, zic, hai să-l fac acum să scap de o grijă. Și am să încep. Nu știu cu ce am să încep. Am să încep cu voi și am să fiu iarăși foarte lăcrimoasă, emoțională, something, something, și am să vă mai zic o dată că vă mulțumesc pentru toate comentariile și răspunsurile pozitive pe care le-am primit la clipul cu cum a fost la Shop My Closet. Ați fost absolut minunate, din nou confirmați că sunteți absolut minunate și m-ați bucurat și vă mulțumesc încă o dată, așa că voi sunteți preferatele supreme ale lunii august. Acum, ca să intrăm în problemă și să ne comercializăm așa ampă, am să încep cu ceva ce ați mai văzut la mine pe canal și ce chiar vreau să vă recomand, pentru că pentru mine e the best shit la momentul ăsta în ceea ce privește părul meu. Nu știu dacă observați acolo, să știți că am o tonă de șampon uscat pe căpoc, pe aici, pe la rădăcini. Dacă aveți părul gras ca mine, probabil îmi înțelegeți suferința, însă la mine batistul este folosit ceva mai des ca șamponul. Adică termin un tub de batist mai repede decât aș termina un șampon. Și având problema asta, vă dați seama că am un păr dificil, care trebuie să fie aranjat. Pe lângă batist, ce am recomandat eu luna asta, cred că în august a intrat clipul și a avut mare succes, este peria aia rotativă de la Roventa. Asta. Brush Activul Premium de la Roventa. Fără să exagerez sau fără să am vreo, nu știu, afinitate specială pe clipul ăsta, îl fac că vreau eu, nu că mi s-a cerut sau ceva de genul ăsta, vă spun că este cea mai bună perie rotativă pe care eu am folosit-o vreodată pe părul meu. Chiar și în dimineața asta, nu vreți să știți cum îmi stătea părul înainte să filmez, am folosit peria asta, mi-a luat 3-4 minute să o folosesc, pe părul uscat, deci nu m-am spălat și am reușit să-mi întorc colțurile astea, știi, să arate și el cât de cât drept, dar cumva natural, nu genul ăla de, nu știu, cortină, știți cum e părul îndreptat cu placa care e așa, știi, băț. Ăla e un look de care eu mă feresc în general. Îmi place să fie drept, dar cumva să aibă așa o tentă naturală. Și pentru chestia asta, de când am peria asta, să știți că o folosesc constant și este foarte bun atât ca uscător de păr, cât și ca produs de coafare, așa cum o vedeți în momentul ăsta. Cred că v-am mai spus chestia asta, dar simt nevoia să o reîntăresc, pentru că știu în general ce opinii sunt, circulă și ce se spune despre sponsorizări sau oricum produse din astea pe care noi ca influencer vi le prezentăm vouă în urma unei colaborări. Știu că nu este foarte multă credibilitate, că s-a stârnit așa un mit conform căruia produsele poate nu sunt pe cât de minunate le-am prezentat noi.
Ce vreau să spun este că nu v-aș prezenta niciodată într-un milion de ani un produs care mie nu mi-a fost bun, care mie nu mi s-a potrivit doar de dragul unei sponsorizări. Și să știți că am să abordez subiectul ăsta cât de curând și am să vă povestesc niște chestii așa drăguțe ca să vedeți experiența mea cu poveștile astea și să înțelegeți câte colaborări mi s-au încheiat mie la jumătatea drumului, pentru că nu am fost de acord să spun unele chestii sau să ascund altele de voi. Asta ca să înțelegeți niște treburi, niște scheme. Nu vreau să insist foarte mult pe ea, pentru că oricum ați văzut-o, sper, în clipul ăla cu vrăjitoarea, care am înțeles că v-a plăcut foarte mult, dar să știți că este o perie foarte, foarte bună și că nu sunt eu suficient de capabilă verbal să o recomand. E un produs super, am mai avut perii de păr, dar nici nu a fost la fel de bună ca asta, așa rapidă și... Chiar și Rumbo folosește. Rumbo nu-l puteți vedea acum, dar e aici, lângă mine. Tăfa, bă, dacă nu pleacă, poate vi-l arăt la final. Mai departe, după cum v-am mai spus, pe mine, înainte de produsele de machiaj, mă pasionează produsele de îngrijire a pielii. Că asta este baza și aș vrea ca baza să rămână cât mai sănătoasă și mai frumoasă pentru cât mai mult timp. Rumbul a plecat, prin urmare v-ați ratat șansa. Dar, produsele de skincare întotdeauna au ocupat un loc un pic mai sus în preferințele mele, pentru că am și un ten dificil, v-am mai spus lucrurile astea, am asemeni părului, am un ten gras, pori dilatați, ocazional mă mai confrunt cu câte un coșuleț, nimic grav, dar nu am un ten perfect de porțelan, ceva wow, cum vedem la televizor sau genul ăla mega photoshopat ca și când ai purta un filtru. Și să știți că am văzut fete cu genul ăsta de ten la Show My Closet, mă uitam la ele așa, aveam bale pe aici, mă uitam la ele și mă gândeam că în dracului dau pielea aia. Bănuiesc că moștenire genetică bună a plus o serie de alți factori. Eu nu am, n-o să am niciodată în viața asta tenul ăla de porțelan. Dar încerc pe cât posibil să mă ajut și în sensul ăsta vreau să vă zic că folosesc o gamă, cred că e toată gama, cred că am pe toată. Nu știu. Mă rog, gama EFA clar. Foarte bune pentru tenul gras așa cum am și eu. Și v-am mai zis că le schimb, la lună se întâmplă să le schimb, dar pe ultimele două luni am folosit produsele astea. Gelul de curățare, EFA clarul ăsta, cu care îmi curăț fața în fiecare dimineață, este pentru ten gras. Crema de față care are și SPF, un SPF 30, asta de aici, care intră foarte ușor în piele, se absoarbe, nu lasă peliculă din aia, nu știu, e super ok. Deci mă împac foarte bine cu ea. Și apoi mai am un spray care, să fiu sinceră, nu știu dacă face ceva, pentru că n-am observat nimic, nicio schimbare sau îmbunătățire sau... N-am observat nimic, dar eu vreau să vă spun că îl folosesc în compania celorlalte produse. Este ăsta Sero Zincu, nu știu, sper că îl vedeți. Îl vedeți? Da. E o treabă de care am tot auzit vorbindu-se, dar am înțeles că la noi pe piață în România a intrat recent și că face el pe dracu ghem, că e toner astringent pentru tenul gras cu tendința acneică. Așa, calmează senzația de arsură cauzată de lama de ras. Nu știu, că eu mi l-am dat doar pe față și din fericire mustăți n-am. Rumbu s-ar putea să vă poată ajuta mai mult la capitolul ăsta. Nu știu ce, bam, 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 ingrediente, whatever. Deci pe ăsta îl dau pe față, se presupune că ar închide porii, că e el un toner. După ce m-am spălat pe față, am spreiat un pic ăsta. Dacă face ceva, dacă nu, habar n-am. Dacă să știți că eu îl folosesc în compania celorlalte. Și tot pe treaba de skincare, e o cremă care îmi place maxim. O am în dulapul cu cosmetice, cred că de prin mai, dar nu m-am atins de ea până acum și rău am făcut. Am descoperit-o recent, cred că de vreo 2 săptămâni, nu știu. Este o cremă din aia coreană de la brandul Skinfood, care îmi place maxim și vă mai vorbesc imediat despre un produs de la ei. Îi spune Water Whitening Yuja. Îmi pare rău dacă nu pronunț corect, cred că ăsta e un fruct sau o apă, nu știu, Yuja Water Cream, nu cred că e un fruct, că îmi zice aici Yuja Extract 30% Brightening Effect, nu știu ce, după care pe borcănaș scrie cu niște litere pe care din păcate nu le pot descifra, pentru că bănuiesc că este vorba despre coreana lor minunată. Ăsta miroase a lămâi, borcănașul ăsta, produsul miroase a lămâi și este un gel. Este un gel din ăla zgâlțâios, așa, pe care am ceva dificultăți în a-l prelua pe degete, dar din momentul în care mi-a atins pielea, dacă m-am mai și exfoliat un pic înainte, deși nu e o regulă, pielea mea devine mătase. Deci îmi place super, super mult, se absorbe imediat în piele, nu miroase el a lămâi după ce a fost absorbit în piele, dar e așa... Ah, super mătăsos, deci patinează musca. Așa simt că îmi iese pielea. Și folosesc crema asta ca bază pentru machiaj, alternând. Adică ultimele două luni așa am făcut, fie asta, fie asta,
nu știu, după cum am chef în ziua respectivă. Îmi place foarte, foarte mult și e foarte bună pentru cineva ca mine cu tenul gras, pentru că eu mă feresc pe cât posibil de cremele grase cu, nu știu, uleiuri sau proprietăți de-astea hidratante, ca să nu beculesc pe parcursul zilei. Cu asta n-am probleme deloc și chiar mi se pare că machiajul se aplică mult mai bine după ce am dat în prealabil cu drăcia asta. O găsiți în Sephora dacă sunteți interesate. Acum, tot de la acest skin food, ceva m-a arătat în unboxing-ul ăla cu Sephora pe care l-am făcut eu prin primăvară, cred, aprilie, mai, nu mai știu. Aveam un sacoșoi așa imens și vă arătam toate lansările lor noi de vară, dacă mi-am amintesc corect. Ei, și atunci, în sacoșoiul mare, era și... Nu e rău. Nu e rău, nu știu cine sunteți, dar nu e rău, eu nu mă plâng. Așa. Tot în sacoșoiul ăla mare, mai aveam ceva de la acest brand Skin Food, un scrub, care se numește Black Sugar Perfect Essential Scrub, nu știu ce, Multifruit Complex Skin Renewal Brio Tone, bla bla bla. Iarăși pe partea asta aici, unde ar trebui să fie ingredientele, este ceva indecifrabil pentru mine, se întâmplă. Acest scrub, eu până la momentul ăsta nu știu dacă el este destinat corpului sau feții sau amândurora, deci nu mă interesează. Ce pot să vă spun însă este că eu l-am folosit atât pe corp cât și pe față. Miroase într-un mare fel. Genial! Deci miroase a zahăr cu lămâie, fiind o gurmandă născută și crescută, pentru că, după cum am spus, am o bunică foarte iubitoare. Orice produs cosmetic sau parfum sau, nu știu, orice miroase a mâncare pentru mine este de bine. Prin urmare, ăsta, mirosind atât de bine și făcându-mi atât de bine pielii, vă dați seama că este un preferat. Este efectiv un gel, cum să-i spun, nu știu, un gel care conține foarte multe particule exfoliante din acest zahăr, cu un miros foarte plăcut și culoarea asta maronie așa pe care sper că o puteți vedea. Și în ultima vreme am început să-l folosesc mai mult pe față, nu pe corp, pentru că am senzația că pe corp, fiind o suprafață mai mare, îl irosesc și vreau să trag de el cât mai mult timp, că e foarte mișto. Pur și simplu iau așa în palme, frec pe față, exfoliază foarte bine pielea, miroase foarte frumos, e mâncabil și n-am întâlnit niciun fel de problemă cu el, iritații sau altceva de genul ăsta. Însă, cu toate că miroase nemaipomenit și este așa deosebit cum v-am spus, în cazul în care nu aveți un buget sau nu vreți să dați banii pe așa ceva, să știți că vă puteți descurca la fel de bine și cu mălai. Mălaiul ăla de-l folosim la mămăligă, care mie îmi place foarte mult, să știți, și mălaiul și mămăliga. V-am mai spus chestia asta, dar pentru mine cel mai bun exfoliant ever, cel mai ieftin și eficient, este fix mălaiul pe care îmi place să-l combin cu, nu știu, gelul meu de curățare a feței, cel puțin asta foloseam înainte să am drăciu ăsta, care mă frec de față, pe față, și rămân cu o piele super fină de bebeluș, cu minim efort și cu minim bani cheltuiți. Așa că, dacă vreți să vă răsfățați și vi se pare ok, puteți încerca ăsta. Dacă nu, mălaiul, să știți că face același lucru. Doar că ăsta e super mâncabil și de asta îmi place foarte mult. Acum, ultimul produs pentru față, nu știu, îngrijire, așa, după care intrăm și vă povestesc câte ceva despre Maglavice. Am un demachiant de la Urban Decay, se numește Meltdown Makeup Remover Cleansing Oil Stick. O să mă întrebați, dar de ce nu mai folosești ăla de la clinic? Tubul. Aveam eu, și sigur ați văzut, dacă m-ați mai urmărit, ați văzut că am vorbit de el de atât de multe ori. Era un borcanel, așa mov, cu un capac argintiu, de la clinic, un balsam de machiant, care este mămica și tăticul lor de când am descoperit balsamul ăla acum vreo 2 sau 3 ani, să știți că îl folosesc constant și ne împăcăm de minune și face o treabă excepțională și este cel mai bun demachiant pe care eu l-am întâlnit vreodată. Era o vreme, iarăși, dacă v-ați mai uitat la mine la clipurile trecute, știți, când foloseam un tuș extrem de rezistent, cel de la Benefit, They're Real. Ăla așa, ca un fel de carioca era, dacă mi-amintesc eu corect. Și era super, super rezistent tușul ăla, un tuș foarte bun de altfel, numai că v-am spus că schimb produsele și nu l-am mai luat pe ăla dacă am avut altele la rând. Și mi-amintesc că mi-era foarte greu să îndepărtez tușul ăla de la ochi, însă acest cleansing balm de la clinic este cel care m-a convins. Dar am rămas fără el, l-am consumat pe ultimul acum vreo câteva săptămâni și având în casă alte demachiante, am zis că n-are rost să dau banii pe unul nou în condițiile în care am altele și vreau să văd să le testez cum sunt. Și vreau să vă spun că acest Urban Decay
melting makeup, meltdown makeup remover, este foarte bun, face o treabă super. Este un pic mai ciudățel el, cam așa, dacă vedeți. Uite, și învârtit și de aici iese produsul. Ei, cum îl folosesc eu? Pur și simplu dau așa pe față, până în momentul în care simt că mi-am acoperit toată fața. Este spornic, să știți că nu folosesc mult. După care frec pe față, în combinație cu machiajul, și el începe să dizolve. Tot batonul ăsta se dizolvă așa ca un ulei, să zic, nu știu, devine ca o cremă și începe să topească tot ce ai pe față. Iar după ce te-ai clătit cu apă, devine ca un lapte și s-a scurs tot. Deci face o treabă foarte bună. Singura chestie care... pleacă. Singura chestie care mă deranjează la el este că nu-mi dau seama cât de igienic e. Știi, adică l-am aplicat pe față, am făcut chestia asta, ok, eu m-am demachiat, dar pe el, pe produsul din tub, rămâne, mă gândesc eu, ceva rezidu de la ce aveam pe față înainte de a-l folosi. Și apoi iarăși întind chestia aia pe față când mă demachez a doua oară. Nu știu, nu sunt foarte ok cu treaba asta, nu pot să zic că mă deranjează în mod deosebit, dar eu vă informez ca idee să știți că ar fi problema asta. Altfel, dacă vă căutați un demachiant bun, mi se pare super bun ăsta, dar tot mai bun e clinicul, deci ca să știți, îl folosesc acum, îmi place pentru luna asta, dar după ce mi se termină, probabil că voi reveni iarăși la clinic, doar din pricina acestui lucru, că mi se pare mai igienic un pic ăla. Acum, Maglavais. Mai întâi am rujuri, să știți că am multe rujuri și despre rujuri o să vă vorbesc foarte curând iarăși. Bătaie. Am trei rujuri de la Bourjois, pe care le-ați văzut în tutorialul de machiaj pe care l-am făcut în iulie, cred, cu Tania Cosma, make-up artist Bourjois. A fost foarte drăguț, a fost o dulce, mi-a plăcut foarte mult colaborarea cu ea. Și atunci am descoperit noile rujuri, Rouge Edition Velvet de la Bourjois, din colecția lor, Electric Night, bla bla bla. Am trei culori cunosc pe lume. Sper că le puteți vedea cât de cât. Ăsta este un rozaliu așa fucsia, ăsta e un movuliu, iar ăsta, nu știu cum îl vedeți acolo, dar ar fi un portocaliu, așa să zic. Culorile sunt super vibrante, sunt confortabile pe buze și foarte rezistente. Îmi plac din acest motiv și mai ales că au un preț foarte, foarte bun, adică produsele Bourjois sunt super, super accesibile. Singura chestie ar fi dintre astea trei, că ăsta, la ăsta mai portocaliu oranjiu așa, trebuie să revii un pic un strat, pentru că nu este foarte opac. Dar nu e ceva care mă deranjează în mod deosebit. Astea două însă sunt mai opace și sunt foarte tinerești, foarte mișto de purtat acum pe parcursul verii. Prin urmare, nu pot decât să le recomand și să știți că m-am bucurat de ele, în special de ăsta mai pițipongesc așa de rozul ăsta, fucsia. Se numește Ping Pong. Ping Pong. Mamă, ăsta mov are un nume demn de blue screen. Saperliprunete. I don't know, nu știu, este ceva. Iar ăsta portocaliu se numește Abricochet. Nu știu, au niște nume fancy, dar ce e de reținut, culori mișto și sunt rujuri mate, bineînțeles. Acum, pe buze am altceva, în momentul ăsta, stați așa, am o cutie cu mai multe rujulețe, despre care am să vă vorbesc curând, cum am spus, vreau să filmez ceva drăguț weekendul ăsta cu ele și vă povestesc atunci mai multe. Acum nu insist, vreau doar să vă spun că pe buze... Crezi că nu știu ce am pe buze. Cred că pe ăsta l-am. Sunt rujuri de la Rimmel. Astea, sper că puteți vedea cutia. Sunt 7 nuanțe aduse la noi. Se numesc ele Stay Matte Liquid Lip Color. Imediat încerc să vă arăt toată cutia ca să vedeți interiorul. Deci vedeți, aici sunt 3 în partea asta, cu ăsta de la mine 4 și mai sunt 3 aici. Mi-amintesc că am văzut prima dată rujurile astea la Tati. V-am mai spus că eu urmăresc pe femeia asta. Mi se pare mișto. Și mă mai uit la ea să văd ce mai testează, face clipuri în fiecare zi și recomandările ei în general sunt bune. Și am văzut-o pe ea acum vreo lună, două, nu mai țin minte exact, recent oricum, testând rujurile astea. Și mi-am amintesc că a spus că îi plac, că sunt foarte mișto și așa mai departe, ea având o gamă mult mai mare, pentru că în state au adus și culori din alea demente, gen gri, negru, verde, chestii de astea mai puțin purtabile. La noi deocamdată sunt 7 nuanțe, în cazul în care mai aduc și altele, îmi cer scuze, sper să nu vorbesc prostii. Ce vreau eu să vă spun, în primul rând că, uite, îl am pe ăsta,
pe buze. Vreau să vă zic că este foarte opac, foarte confortabil pe buze și culorile sunt super. Cel puțin cele care îmi plac mie cel mai mult. Și vă dați seama că preferatele mele, desigur, sunt roșu ăsta, roșu clasic, de care voi începe să abuzez pe măsură ce mai scad temperaturile, că atunci mi se pare sezonul cel mai prielnic pentru buze din astea puternice, și rozaliu ăsta natural pe care îl port acum pe buze. Mai am acum un produs de machiaj pe care iarăși l-am folosit foarte mult în ultima lună, fiind vorba despre un creion de sprâncene de la Maybelline New York, se numește Brow Satin, adică sprâncene satinate sau satin sprâncenat sau ceva, nu știu, ar trebui să fie bine pentru sprâncene, în orice caz. Este, uite așa, un creionaș cu două capete, pac, ăsta e unul, ăsta este celălalt. Dacă vedeți, capătul ăsta mai lung are un creion din ăsta care se retrage, retractabil, cred că se numește. Iar în partea astălaltă este un aplicator din ăla sub formă de burețel care are și el produs în interior. Și îmi place foarte mult să-l folosesc în felul următor, cu creionul încep, pur și simplu desenând așa un pic cu o mână foarte ușoară fără să apăs, încercând să umplu puțin golurile și să dau formă sprâncenei, mai ales pe aici, pe sub arcadă, trasez așa o linie foarte ușoară, după care încep și completez pe deasupra, pe unde simt eu că este nevoie, cu burețelul ăsta, știi? Și dau, uite, așa foarte ușor, foarte discret, iar motivul pentru care îmi place este că niciunul dintre capete nu pompează prea mult produs deodată. Pentru că mi s-a întâmplat de multe ori să aplic prea mult și apoi să fie nevoie să stau să curăț, că aveam sprâncenele atâta, știi? Așa că din partea mea... Ai trei de da! Te vreau în echipa mea, nu că n-ai fi deja. Acum, mai am un parfum, după care încheiem clipul ăsta, minunat, favoritele. Am un parfum pe care, cred că tot luna asta, în august, l-am căpătat. Nu mai știu... Știu că mi-ați cerut în comentarii și mi-au cerut fetele și la Shop My Closet să fac o reactualizare sau o actualizare a colecției mele de parfumuri. Am făcut un astfel de clip acum un an jumate, cred, stăteam în partea ilaltă, pe vremea aia aveam mai puține și... De atunci, vă dați seama, am mai acumulat câteva parfumuri, de unele v-am mai povestit, altele nu. Ideea e că s-a schimbat puțin colecția mea actuală și aș avea despre ce să vă vorbesc. Așa că în cazul în care într-adevăr există cerere și vreți și voi, vă rog lăsați în comentarii ca să știu, să iau un calcul, poate fac pe viitor o variantă updatată a colecției de parfumuri. Lasă să zic pantofi. Da. Bun, parfumul despre care vreau să vă vorbesc este ăsta, Because It's You de la Emporio Armani. Nefiind o foarte pricepută în ale notelor și tonurilor și subtonurilor și așa mai departe, am să mă limitez doar la câteva cuvinte sărăcăcioase și am să vă spun că este un parfum dulceag, ușor floral, tineresc, purtabil, cu o persistență de vreo 8 ore. Cred că am așa, l-am simțit eu inițial. Mie îmi place, cel puțin pentru vară îmi place. Nu l-aș purta pe timp de iarnă pentru că mi se pare un pic cam dulce, iar eu, dacă știți, prefer mirosurile tari pe timpul iernii. Vă amintiți de Black Orchid-ul de la Tom Ford, despre care iar și-am vorbit de un milion de ori, care este un parfum mai special, mai dificil, mai altfel, cu tămâie, cu niște chestii care nu sunt chiar pe placul tuturor. Ăla este genul de parfum pe care îl prefer eu pe timp de iarnă. Vara însă, mamă, distracție, bairam, cu flori, cu dulcețuri, cu chestii de-astea mai tinerești, așa mai fresh. Ăsta este unul dintre parfumurile care îmi place acum. Așa că în cazul în care vă căutați un parfum sau sunteți prin vreo parfumerie și aveți ocazia să mirosiți, încercați-l, că mie mi se pare chiar foarte fain. Ia, să mai vă dau un pic. Așa. No. Miroase foarte, foarte bine. I-a plăcut și maică-mi, care maică-mea este foarte pretențioasă la parfumuri. Dar ăsta, uite așa arată, e cu sticluța asta. Pac. Sper că-l vedeți cât de cât. Sticluța, să fiu sinceră, mi se pare cam urățică. Dar parfumul e ok. A, așa, și ultimul lucru, crocobaurul de la mână pe care iarăși l-am purtat. L-ați văzut în ultimul daily vlog, cred, când mă tăvăleam eu pe acolo și mă dădeam de ceasul morții, că nu știam dacă să-mi plasez comanda aia la H&M sau nu. După cum se vede, comanda am plasat-o și mi-am luat o brățară care încă n-a oxidat, surprinzător. O brățară pe care ați văzut-o prin pozele mele, pentru că am tot purtat-o, la Roma cel puțin în fiecare zi am purtat-o și am purtat-o și de când m-am întors. Chiar îmi place foarte mult și sper să țină cât mai mult. Este brățara asta aurie, arată cam așa, cu un crocodil încolăcit așa, dacă vedeți aici are capul. Mie îmi place să-i fac așa, știi, să-i bag un deget în gură. Uite.
fraiere, fraiere, nu poți să mă prinzi. Așa. Aici are un fel de striații, mă rog, imită exact corpul unui crocodil. Și este cu, uite așa, dacă vedeți aici are un sistem din ăsta de închidere, cu arc. Și am băgat pur și simplu brățara pe mână, după care, sper că ați auzit asta, plank, am prins brățara. Și e foarte mișto, chiar mi se pare foarte fain, sper să țină cât mai mult, să nu oxideze, că din momentul în care s-a dus auriu ăsta de pe ea și începe să capete o culoare roșiatică, s-a terminat cu șmecheria. Însă, pentru 40 de lei, mă gândesc că dacă o porți de 10 ori, ar fi cam 4 lei pe purtare, ceea ce mi se pare mai mult decât de bun simț. Bine, ideal ar fi să te țină o viață, dar e H&M, e un metal ordinar, n-ai la ce să te aștepți. Da, vă zic ca idee, cred că încă este pe site și o puteți găsi acolo. Și cu asta am încheiat clipul de favorite din ultima perioadă. Nu știu dacă mai am ceva să vă zic. Nu mai am nimic să vă zic. Doar atât. Voiam doar să vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul ăsta. Sper că l-ați găsit, cum vreți voi să-l găsiți, util, informativ, distractiv, bla 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 bla. Și sper că data viitoare să revin cu clipul din Roma și să vă arăt pe acolo chestii diverse și gelato și paste și pizza și alte de-astea, bineînțeles cu gândul la mâncare, că la ce e altceva. Gata. Să aveți o zi minunată. În continuare vă pup și vă iubesc foarte, foarte mult. Ne vedem data viitoare.